Stimați telespectatori, astăzi suntem în Comuna Cândești la lansarea unei activități deosebite, a unei activități de practică și de prezentare din cadrul unui proiect transfrontalier. După cum puteți citi și pe afiș, proiectul se numește Gestionarea sigură a riscului de inundații în zona transfrontalieră a râului Siret. Partenerii ai acestui proiect sunt două localități din Ucraina, din regiunea Cernăuți, foarte apropiată nouă, localități bucovinene, Kamenka și Voucinețiul Vechi, Starii Voucinții. Despre toate acestea vom vorbi cu o serie de invitați, atât din Ucraina cât și din România, pentru a prezenta modul în care încearcă în comun ucraineni și români să lupte împotriva riscului de inundații pe râul Siret. Доброго дня. Враження дуже гарні. Ca impresie, sunt impresii deosebite. Suntem spre finalul proiectului. Este un proiect care a fost demarat acum câțiva ani împreună cu partenerii din România. Suntem acum la expunerea produselor finale, a produselor practice în ceea ce înseamnă situațiile de urgență. După cum vedeți, aici sunt foarte multe produse și instrumente utile în ceea ce înseamnă prevenirea și combaterea situațiilor de urgență, pe ceea ce înseamnă chestiunea de calamitate, a apelor, a revărsărilor de râuri. Vreau să spun că avem o colaborare foarte strânsă și de lungă durată, deci impresii, concluzionez, impresii pozitive, un mod deosebit de lucru. Mulțumesc colegilor din România. Vreau să spun că acest proiect a pornit după inundațiile din anii 2008-2010. Atunci ne-a venit ideea de a face ceva în comun pentru prevenirea și pentru combaterea acestor evenimente nefericite. Iată că produsul final îl puteți observa cu ochii dumneavoastră. Încă o dată mulțumesc, sunt Petro Panciuc, sunt consilier județean în cadrul Consiliului Regional Cernăuți. Starosta sela Starii Voucinești, Zabolotnic Lilia. Mă numesc Zabolotnic Lilia, sunt starostele, sunt reprezentantul localității Voucinești Vechi. Vreau să spun că acest proiect este spre final, suntem parteneri în cadrul acestui proiect, un proiect de succes, un proiect care sperăm să-l continuăm în ceea ce înseamnă activitatea noastră și prin alte proiecte comune care se vor derula datorită bunei prietenii și bunei colaborări. Vă mulțumesc foarte mult! Доброго дня. Mă numesc Людмила Воробець, sunt contabil șef al Consiliului Sătesc Kamenka. Vreau să spun că acest proiect este unul deosebit, este un proiect de succes, dar vreau să subliniez faptul că îmi doresc ca astfel de situații de risc să nu existe niciodată, să dea Dumnezeu să ne ferească de aceste situații de risc și să sperăm într-o continuitate și în bune oportunități ca parteneri viitori în cadrul unor altor proiecte. Vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Hristos a înviat! Ce faceți? Bine! Bine? Ați terminat școala? Da! Bravo! Eu mă numesc Iulian, domnul Nicu și noi și domnul primar, domnul Fănică. Astăzi vom desfășura activitate de informare și educare preventivă în domeniul situațiilor de urgență. Mai pe înțelesul vostru, pompieri. Ce fac pompierii? Sting incendii, sigur că da. Voi aveți voie să vă jucați cu focul? Nu! Sigur că da. Focul este și prieten și dușman. Unde este focul prieten?
Când gătim, când facem mâncare, când este dușman? Când ne-a făcut casa sau bunurile care ne aparțin nouă, da? Bun. Astăzi vom desfășura activități la mașina de pompieri, partea cealaltă acolo, și măsuri de prim ajutor, unde domnul Costică acolo vă va învăța cum s-a acordat prim ajutor în cazul în care se întâmplă ceva cu dumneavoastră sau cu membrii familiei dumneavoastră, da? Bine, ne împărțim în două, da? Jumătate o să facem stânga, din stânga mea încolo, și dreapta... Așa. Da. Aerul, da? Trecut pasul, trebuie să-ți puțin, da? Și nu respir. Cum l-am găsit? Era el și nu respiră, da? Foarte repede, luăm telefonul să văd la ce număr. 112. Foarte bine. O să vă răspund de un mail. O să vă întreb, da? Ce-a pățit? Ce spune? Tare. Și nu? Respiră. Foarte bine, foarte bine. Rugați să vă trimită loc ambu. Și voi începeți masajul, da? Masajul cardiac, da? Cadrul proiectului gestionarea sigură a riscului de inundații pe zona râului Siret, pe zona OATE-ului Cândești. Avem o instruire cu echipa situațiilor de urgență de voluntari și instruire și cu elevii. Mai mult o informare pentru elevii din Școala Generală numărul 1 Cândești. Am observat aici foarte multe instrumente și foarte multe obiecte folositoare în viitor pentru ceea ce înseamnă prevenirea situațiilor de risc. Dacă puteți să ne spuneți câte ceva, și din câte am înțeles, în continuare demarați lucrările la o construcție interesantă. Așa este, toate aceste materiale sunt achiziționate în cadrul proiectului și, după cum este un verb provechi românesc care spune că e bine să-și faci iarna car și vara sanie, tot așa și noi am achiziționat acești proiecte tocmai pentru a preîntâmpina în cazul unor calamități naturale care, datorită schimbărilor climatice, în ziua de azi ne putem aștepta la orice. Cât despre clădire? Clădirea, acolo e o problemă care, eu fiind primar nou, am preluat acest proiect și datorită cofinanțării care are 12% la clădiri, datorită schimbărilor coeficienților în construcție, am ajuns la 50% cofinanțare. Ceea ce nu prea sunt mulțumit prin zi, dar trebuie duce proiectul la bun sfârșit. Iar clădirea va fi utilă pentru? Clădirea va fi utilă pentru a adăposti 300 de sinistrați în caz de inundații. Valoarea totală a proiectului de vreo 500.000 de euro, 494 mai bine zis. Deci punctul cel mai forte a proiectului este construcția unui spații de cazare a unui număr de 300 de persoane în caz de inundații. Cofinanțarea noastră este destul de semnificativă, în jur la vreo, deci din partea proiectului avem 300.000 de euro, 320.000 de euro, și trebuie să punem și noi vreo 320.000 de euro, comunitatea locală a Comunii Cândești. Care sunt partenerii din Ucraina în acest proiect? Asta e cea mai grea întrebare. Până acum, după noua reorganizare a unității administrative a raionului Hliboca, s-au împărțit, s-au reorganizat, s-au unificat, mai bine zis, unele comune. Comuna Vâlăcineț s-a desființat și la fel și raionul Hliboca. Așa discutăm alți parteneri. Vă dați seama, la jumătatea proiectului să rămânem fără parteneri ucraineni. E cam complicat. Se pare că i-ați și identificat. E vorba de... E vorba de Cernăuț, raionul Cernăuț și Caminca, cred eu că așa a rămas ultima dată din discuție.
Spune-mi, te rog, cum te numești? Munteanu Alexandru. În ce clasă ești? În 7-a. Ce ai făcut acum? Ți-a plăcut? Ce ai înțeles de aici? Păi am înțeles că na, trebuie să fim atenți și să învățăm. Iar pompierii, am văzut că ai folosit tulumba. Cum a fost? Frumos. Trăteanu Mihai. Ți-a plăcut? Da. În ce sens ți-a plăcut? Na, până acum n-am mai văzut. Și ți-a fost de ajutor? Da. Cum te numești? Ionela. Ionela și mai cum? Olariu. Ați participat astăzi la o activitate de instructaj. Ce v-a plăcut mai mult? Să stropesc cu pompele de acolo. Colegii ce părere au? Sau sunt încântați și ei? S-au simțit bine? Cred că da. În concluzie, astfel de lucruri par interesante. Ai dori să se mai repete? Da. Sunt chiar interesante și plăcute. Roberta Vătămăniței. Și îmi place că am venit aici, mi se pare o experiență foarte frumoasă și sper să se mai repete. Mă numesc Paula Alexandra și chiar îmi pare foarte interesant, îmi place foarte mult și sper să se mai repete. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Totul. Și cum dai primul ajutor? Ai să dai primul ajutor? Da. Dar mai ales că mama e asistentă, o să o înveți mai bine la primul ajutor, nu?